Bună ziua, este ora 13. Vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. La începutul acestei primăveri ne bucuram că am scăpat de restricțiile impuse în pandemia de COVID-19. Însă ultimele evenimente ne arată că avem noi griji în legătură cu sănătatea. Este criză de antibiotice în farmacii, se înregistrează tot mai multe cazuri de variola maimuței. Zilnic apar știri despre cazuri de holeră, despre virusul poliomielitei și multe alte afecțiuni care reprezintă reale pericole pentru sănătatea noastră. Chiar dacă ne aflăm în plină perioadă de concedii, amenințările la adresa sănătății nu intră niciodată în vacanță. Și vom discuta despre toate acestea cu invitatul meu de astăzi, medicul Nicolae Fotin, medic epidemiolog și specialist în politici de sănătate publică. Bună ziua, domnule doctor! Vă mulțumesc tare mult pentru prezență! Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum 360 Medical. Începem discuțiile pentru că este o emisiune foarte amplă, să zicem așa, în care vom aborda mai multe subiecte de interes și o să încercăm să găsim răspunsuri la foarte multe întrebări. De pildă, vom încerca să aflăm de ce apar aceste crize de medicamente. Domnule doctor Fotin, am avut o criză legată de medicamente pentru afecțiunea ale glandei tiroidă. Tiroide. În prezent avem criză de imunoglobuline și de antibiotice. Criză de imunoglobuline am mai avut. De ce? De ce apar aceste crize și care ar fi principala cauză? Pentru că observăm așa o recurență. Da, exact. Și o ciclicitate a acestor probleme. Din punctul meu de vedere, ele se vor menține într-o apariție ciclică și diversă, atâta vreme cât cauzele care conduc la aceste discontinuități nu vor fi rezolvate. Dacă le luăm pe rând, ați menționat criza de medicamente pentru tratamentul bolilor tiroidiene, apărută acum ceva vreme, într-un anumit context pe care putem să-l înțelegem. Criza de antibiotice din această perioadă, criza de imunoglobulină. Ne spun aceste lucruri și aceste crize, de fapt, nu că nu ar trebui să apară aceste crize, ele apar peste tot în lume, țin de factori diversi, de la locuri de fabricație. Vedem că inclusiv Comisia Europeană a elaborat o strategie farmaceutică europeană cu niște linii directoare care, din această perspectivă, ar trebui să limiteze, să micșoreze dependența Europei în ceea ce privește substanțele active, de exemplu, de alte continente, cum ar fi Asia. Dar ce consider că se întâmplă la noi este faptul că acestea devin acute într-un moment în care nu mai poți interveni astfel încât să corectezi în timp util aceste crize. Adică nu este nimic predictibil. Nu este predictibil, nu se știe. Va întâmpla asta, exact. Dacă nu se iau următoarele măsuri. Exact. Aceste mecanisme nu există, cel puțin cele sub formă de surpriză, să le spunem, așa cum au fost criza Eutirox și cea de antibiotice de acum. La imunoglobulină este o altă discuție, un pic, și o să o abordăm și pe ea. Pentru că statul, deși iarăși nu este un subiect pe care îl aducem în discuție pentru prima dată, nu are mecanismele să știe astăzi ce medicamente circulă pe piață, deși din 2016 există un mecanism care poate să fie implementat, care poate să fie îmbunătățit, astfel încât autoritățile să știe din timp ce
astfel de criză urmează să se întâmple și să implementeze măsurile astfel încât impactul să fie unul cât mai mic. Că dacă știm că ne lipsește un anumit tip de antibiotic, putem anunța medicii prescriptori să-și reorienteze către un alt antibiotic prescripțiile. Nu să ne trezim cu toate prescripțiile în farmacie, punând oamenii pe drumuri. Nu avem. Bun, nu avem și ce facem. Legat de imunoglobulină, însă, iarăși este o discuție destul de veche și această criză era predictibilă încă din anii 2015-2016, cu atât mai mult în contextul pe care lumea l-a trecut legat de pandemie. Este un imunoglobulinele sunt produse biologice care se produc din donările de plasmă în special, prin urmare depind foarte mult de acești donatori de plasmă. România n-a avut niciodată acești donatori de plasmă. N-a avut donatori și nu are nici centru de stocare și de producere a medicamentelor și atunci și peste asta are și o politică de stabilire a prețurilor care o face total neatractivă pe piața mondială de astfel de produse. Iarăși este, cum spuneam, o problemă cunoscută, arhicunoscută. Nu este explicabilă lentoarea în a nu implementa niște măsuri astfel încât să nu ajungem în astfel de situații, să nu ai cu ce să tratezi pacienții, acestea fiind, în fine, produse care tratează boli grave de obicei. Nu și ceea ce este ciudat și hilar în același timp în cazul de față este că pacienții nu pot să își procure decât la negru tratamente din afara țării, deoarece nu se eliberează decât pe bază de prescripție medicală. Dacă un antibiotic poate fi înlocuit cu alt antibiotic din altă clasă decât cel care lipsește, la imunoglobulină această posibilitate nu prea există. Și atunci, pur și simplu, pacienții ajung să fie subdozați, dacă mai există urme fine de imunoglobuline, fie să nu fie tratați corespunzător bolii de care suferă, cu riscurile incidente, ca să spun așa, și care conduc și către alte costuri. Nu mai vorbim de calitatea vieții pacientului și de riscurile, inclusiv fatale, pe care le pot avea unele boli, dar și costurile cu alte intervenții, cu agravarea bolilor pe care le pot dezvolta acești pacienți fără tratament. Și pentru că ați vorbit de prețuri, m-aș întoarce puțin la problema pe care am dezbătut-o la început. Sunt prețurile de la noi din țară prea mici? Sunt neatractive pentru producători? Taxa clawback poate fi una dintre cauzele care stau la baza acestei recurențe, vă spuneam, cu care întâlnim crizele despre care discutăm? Poate să fie una dintre cauze. Sigur, atâta timp am putea spune cât anumiți producători acceptă acea taxă clawback, de ce ceilalți nu acceptă și se retrag. Sunt companii private care funcționează ca într-un sistem privat pe profit. Nu poate să vândă, nu poate să producă calitatea pe care legislația o cere la această dată fără costuri. Ori acele costuri trebuie recuperate cumva. Dar până aici, sigur că discuția implică multe aspecte legate de către cine pui acea taxă clawback, către medicamentele cheltuitoare de bani din buget sau cele care îți produc economii la buget. Le bagi pe toate în aceeași găleată sau analizezi o eficientizare a costurilor din perspectiva cheltuirii bugetului casei. Ce menționam anterior era legat de faptul că, ok, și dacă nu, un producător nu acceptă taxa clawback și dorește să se retragă de pe piață, este liber să o facă, nu este obligat să rămână într-o piață, sigur trebuie să facă niște demersuri legale înainte de această retragere. Ideea este că statul de cele mai multe ori este luat pe nepregătite prin faptul că nu are mecanismele de a monitoriza aceste lucruri. Pot fi preîntâmpinate aceste crize și facem referire la cele existente în momentul de față, antibioticelor și a imunoglobulinei. Sigur, prin măsuri de asigurare intrării în piața cât
factor mai multe medicamente din aceeași categorie, prin măsuri de atragere a producătorilor cu molecule din aceleași clase terapeutice, cu dezvoltarea fabricilor locale la care poți apela în momentul în care rămâi fără astfel de produse să fabrice, prin, eu știu, inclusiv stocuri de siguranță în anumite situații pe care pot cere astfel de existența unor astfel de stoc. Aici, la capitolul stocuri, domnule doctor, permiteți-mi să fiu puțin ironică, ați văzut că noi când facem stocuri, facem prea multe. Ori nu facem deloc, ori facem prea multe. Mă refer aici la vaccinuri. Nu ne prea descurcăm cu calculele. Da, nu cunosc foarte bine datele legate de modalitatea în care, de fapt, cred că nimeni, în mod concret, au fost negociate contractele pentru vaccinarea, dacă ne referim la cea COVID. Am auzit și eu de curând datele ministrului legate de stocurile existente care probabil vor ajunge să expire prin depozite, suprapuse pe faptul că interesul populației față de vaccinare a scăzut în mod dramatic imediat ce valul pandemic de Omicron a scăzut, deși este cel puțin în această perioadă o falsă impresie că s-a terminat această pandemie. Da, pentru că toată lumea vorbește de pandemie la trecut, acum avem treabă cu variola maimuței, o să discutăm imediat și despre această afecțiune. Deci e o falsă impresie că s-a terminat pandemia, dacă tot sigur, am făcut referire la asta. Nu, rolul nostru nu este de a crea panică acum înainte de concedii, doar că trebuie să nu uităm că ea există acolo, această circulație alături de multe alte probleme de sănătate care pot să apară inclusiv în sezon estival, inclusiv în momentul în care noi ne aflăm în vacanță. Una dintre aceste probleme este variola maimuței, după cum spuneam, o boală care a creat isterie în rândul populației. Chiar și Organizația Mondială a Sănătății și-a exprimat îngrijorarea cu privire la rapiditatea cu care se transmite acest virus și mă refer aici nu la perioada foarte scurtă de contactare a virusului, ci modul în care s-a împrăștiat pe absolut tot teritoriul variola maimuței. Îngrijorări din partea autorităților. Aș vrea să ne explicați puțin cât de gravă este această problemă. Noi în România am avut 3 cazuri, am înțeles că fiecare dintre persoanele infectate a avut de-a face cu celălalt pacient. Deja deci practic un cerc restrâns. Mai multe cazuri. Da, este o problemă care trebuie să fie monitorizată de autorități, chiar dacă pe noi, la nivel individual, să spunem, nu ne afectează într-un mod similar cum a făcut-o COVID-ul, de exemplu. Dar totuși rămâne o problemă de sănătate, de monitorizat, din mai multe motive. Odată, așa cum îi spune și numele, asemănarea dintre acest virus și virusul variolei, virus care a creat mari probleme de sănătate și care, în fine, avea o mortalitate destul de înaltă, apărută și identificată, pentru că de aceea i-au și pus denumirea de variola maimuței, pentru prima dată la maimuțe, nefiind însă maimuțele rezervorul de infecție, ci probabil rozătoarele africane, transmiterea la om pentru prima dată a fost identificată în 1970 cu cazuri sporadice de-a lungul vremii. Ce este interesant și ce a stârnit acum interesul autorităților până la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății sunt aspectele legate de acest focar care a făcut ca în peste 50 de țări simultan să apară cazuri de infectare. Faptul că, repet, asemănarea, faptul că acest virus face parte din aceeași familie cu virusul variolei, cu posibil impact epidemic, pandemic, care trebuie să fie în atenția acestor autorități care au în atribuție această monitorizare. Chiar dacă vorbim de o simptomatologie, să spunem, ușoară așa, sau moderată, așa cum au avut majoritatea cazurilor, fără deces,
cu, în fine, simptome locale, generale, asemănătoare și altor boli infectocontagioase eruptive cu papule, cu vezicule, totuși să nu uităm că am avut experiența și încă o avem a unui virus care și-a creat mutații destul de repede. Din această perspectivă, este un motiv suplimentar pentru autorități, precum Organizația Mondială a Sănătății, să monitorizeze circulația și evoluția acestor focare, care sunt izolate, așa cum ați spus și la noi, de cazuri și care, prin trasabilitatea contactilor, să poată să fie limitată. Deci măsurile de limitare, de izolare a transmiterii, cu cât acest nou virus se va transmite în populație, cu atât șansele ca el să facă mutații care să-i crească transmisibilitatea, care să-i crească contagiozitatea și eventual și alți indicatori să scadă. Referitor la vaccinuri, ar trebui să se vaccineze anumite categorii de persoane sau ar trebui să ia în calcul la un moment dat? Noi, ca țară, ar trebui să ne facem stocuri de astfel de vaccinuri? S-a constatat că persoanele care au apucat să fie imunizate antivariolic până în 1980, persoanele născute până în 1980, când vaccinarea antivariolică a fost scoasă, au imunitate pentru acest virus. Există autorizat virus, vaccin pentru virusul antivariolic, să nu uităm iarăși că poate fi folosit ca armă biologică. Prin urmare, sunt țări care au stocuri de vaccin antivariolic. La această dată, Agenția Europeană pentru Medicamente evaluează datele existente pentru includerea în indicațiile aprobate a acelui vaccin, inclusiv această variantă de variola maimuței. Astfel încât, în perioada următoare, așa cum datele preliminare au arătat o eficiență și pentru aceasta, să fie suplimentată indicația acelui vaccin și pentru acest aspect. Legat de achiziția de vaccinuri, deja au fost țări care au făcut astfel de stocuri pentru intervenția în focare și pentru protejarea personalului medico-sanitar care tratează acești pacienți. Și la noi, înțeleg că există în derulare comenzi pentru câteva sute de doze pe care Ministerul Sănătății să le utilizeze în această intervenție. În cazul în care va fi nevoie, se discută și achiziționarea mai multor doze, nu? În funcție de evoluția epidemică, da, se poate discuta, iar și probabil după același mecanism, împreună cu Comisia Europeană, a doze pentru țările din Europa, astfel încât să existe un acces egal pentru toate țările. Și să sperăm că nu va fi cazul. Deocamdată discutăm despre o boală mai puțin gravă, care, din fericire, riscul nu provoacă mortalitate sau, dacă provoacă, sunt cazuri. Această variantă puține. Circulantă, cunoscută ca varianta africană, vest-africană, care are o mortalitate de sub 1%. Există și o altă variantă de virus din aceeași familie, apărută inițial în bazinul Congo și care are o mortalitate mai înaltă, de 10%. Dar cea care circulă izolată la pacienții cunoscuți până acum este cea cu mortalitate scăzută. Avem și alte boli mai vechi pe care le-am tot văzut luate în discuție în ultima perioadă. Mă refer aici la poliomielită, mă refer la holeră și în contextul în care avem un război la granița țării noastre, cât de mare este pericolul, v-aș întreba, domnule doctor? Au mai apărut și informații care s-au dovedit ulterior a fi false sau mai puțin adevărate, dacă vreți, referitor la cazuri de holeră în Republica Moldova, și am văzut o îngrijorare în rândul autorităților. Acum, holera, iarăși, este o boală care, netratată, poate să fie foarte rapid mortală, fără intervenție. Este o boală transmisă prin
consumul sau utilizarea de alimente cu apă contaminată are o transmitere fecal-orală și, cum spuneam, printr-o toxină, vibrionul holeric face ca deshidratarea pe care o persoană infectată să o aibă să fie atât de intensă încât să-i producă moartea și fără intervenție să n-aibă scăpare. Dar reechilibrarea, sistemele de sănătate la această dată nu se pune problema să nu poată interveni într-un caz de holer. A fost într-adevăr în Republica Moldova o informare legată de monitorizarea pe care țările o fac, monitorizarea apelor uzate sau monitorizarea lacurilor pentru circulația vibrionului holeric și într-adevăr s-a identificat o tulpină care pare că nu este cea care determină îmbolnăvirea la om, dar pentru că vorbim, pandemia a declanșat așa la nivel global un apetit pentru informații medicale, până s-au lămurit autoritățile, deja era transmisă că holera a apărut aproape de granița din România. Ceea ce n-a fost un lucru rău, că până la urmă au fost alertate autoritățile și oamenii și s-au mișcat destul de bine. Li s-au reamintit măsurile generale de prevenție și precauție pe care trebuie să le aibă în vedere și noi toți să le avem în vedere legat de igiena mâinilor, de ce mai sunt alte afecțiuni eradicate, declarate ca fiind eradicate și care au fost luate în discuție în ultima perioadă, cum ar fi difteria. După publicitate o să discutăm și despre asta, să ne spuneți cât de mare este pericolul în momentul de față și, repet, în contextul războiului din Ucraina și în contextul în care reapariția, cu ghilimelele de rigoare, unei astfel de epidemii, chiar dacă e vorba la nivelul de apariție la nivelul unui stat, poate reprezenta un real pericol, o adevărată problemă de sănătate publică. Imediat, luăm publicitate și ne revenim în doar câteva minute. Am revenit și continuăm să discutăm despre pericolul pe care îl reprezintă aceste noi vechi afecțiuni, dacă le putem numi așa, boli eradicate cu foarte mulți ani în urmă, boli despre care am auzit doar din cărțile de istorie sau din poveștile bunicilor, străbunicilor și care sunt luate în discuție tot mai mult în ultima perioadă. Mă refer aici la poliomielită, mă refer la holeră, la difterie și îi spuneam domnului doctor Fotin că vom discuta despre acest pericol. Difteria, domnule Fotin, am mai auzit discutându-se. Difterie, polio... afecțiune, da, și nu numai. Ați menționat boli vechi care devin noi. Să nu uităm că ele nu pleacă, ele circulă. Singurele arme pe care le avem la îndemână sunt vaccinurile. Că ne place sau nu ne place să ne vaccinăm. Acest termen este tot mai respins. Este tot mai respins de în ultima perioadă, de aceea da. Menționez și eu. Și sigur că trebuie să vedem beneficiile pe care această formă de prevenție le-a avut de-a lungul timpului. Au fost salvate milioane, sute de milioane de vieți de diverse astfel de boli vechi care redevin noi. Mă gândeam acum la faptul că, de exemplu, Ucraina în contextul actual și de obicei atunci când sunt războaie, când oamenii sunt nevoiți să locuiască, să trăiască în aglomerații, fără respectarea condițiilor minime de igienă, fără să consume apă din surse sigure, sunt predispuși apariției unor astfel de boli infecțioase, fie că vorbim de hepatite, de boli care altfel ar fi fost eradicate, așa cum ați menționat parte dintre ele.
De ce se întâmplă asta? Pentru că populația lasă garda jos. Ratele de vaccinare pe care autoritățile le aduc de obicei în discuție prin diverse campanii de informare, prin campanii pe care le derulează prin medici de familie, pediatri, de recuperarea copiilor sau adulților la diverse tipuri de vaccinuri, fac parte din această strategie de a ține în frâu posibile focare de astfel de boli infectocontagioase. Ucraina a trebuit să-și recupereze la vaccin din cauza unui focar de poliomielită, o boală care afectează copiii, în special mici, mai puțin de 5 ani, prin afectarea măduvei spinării și știm iarăși de la bunici, cum spuneați, de oameni care au rămas paralizați din cauza acestei boli. Și au fost nevoiți să recupereze un număr mare de copii din această pricină. România, prin vecinătate, sigur că se uită la indicatorii pe care i-are, cu care nu stăm foarte bine legat de ratele de vaccinare. Nu toți copiii ajung să facă schema completă de vaccin antipolio, deși ea este cuprinsă acum, vaccinurile conțin 5-6 doze tulpini, 5-6 tulpini vaccinale incluse într-o singură doză de vaccin. Deci nu mai putem vorbi de dificultatea administrării unui vaccin. Dar cum bine ați spus, există un fenomen de respingere, de negaționism legat de această parte a medicinii, tocmai din cauza probabil perioadei acesteia de... Da, și poate că și din cauza apariției acestor curente extremiste, dacă vreți, acestor grupuri de persoane anti-vaxări, popular numiți, da? Care din cauza, putem spune, rețelelor sociale au ajuns să propage fake news-uri foarte repede și informații care poate nu sunt 100% adevărate. Așa este, dar... ce am putea spune, decât că fiecare trebuie să-și facă propria imagine atunci când vorbim de orice, nu numai de vaccinuri. Că înghițim un medicament sau că fumăm o țigară, trebuie să ne facem propria analiză legată de beneficii și de riscuri. Vreau să facem puțin referire pe final și la noua îngrijorare a Organizației Mondiale a Sănătății referitor la boala COVID-22, deja experții în sănătate publică vorbesc despre această afecțiune din pricina faptului că se pare noile tulpini de COVID, noile tulpini SARS-CoV-2 BA4, BA5, dezvoltă anumite simptome, în plus față de ceea ce se întâmpla până acum. Și probabil în urma unor analize s-a ajuns la concluzia că trebuie să discutăm despre o nouă boală. O nouă boală, domnule doctor, care, ce ziceți, o să vină la pachet cu un nou vaccin sau va fi necesar să se întâmple asta? Acum ar trebui să privim din perspectiva două aspecte răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Una este legată de faptul că deja de 2 ani ne-am obișnuit ca acest virus SARS-CoV-2 să-și facă atâtea mutații și, cum spuneam la începutul emisiunii, mutațiile apar tocmai prin lipsa controlului în populație a circulației virale și atunci am ajuns la varianta Omicron BA4, BA5 și iarăși să nu uităm că imunitatea câștigată prin vaccinare a avut la bază vaccinuri făcute cu tulpina ancestrală anterioară, care sigur a demonstrat o eficacitate și asupra mutațiilor pe care virusul și le-a făcut până, iată, vorbeam de curând de administrarea dozei a patra la o anumită categorie de pacienți, la recomandarea ECDC și Agenției Europene. De asemenea, companiile producătoare de vaccin evaluează la această dată și dezvoltă documentația necesară actualizării vaccinurilor cu variante de tulpini care au circulat sau care circulă la această dată pentru a spori eficiența următoarelor tipuri de vaccinuri pentru același scop.
Legat de simptomatologie, sigur că pe măsură ce mutațiile apar, iarăși e un subiect arhi-discutat, se modifică indicatorii de transmisibilitate, de contagiozitate, de mortalitate, de modul în care organismele percep aceste noi infecții. Și să nu uităm de conceptul de long COVID, care se pare că după infecția anterioară cu SARS-CoV-2 a lăsat la nivelul populației într-un procent destul de mare, de aproximativ 30% din unele date, de o afectare pe termen lung, inclusiv din perspectiva imunității. Orice infecție nouă survine pe un organism deja epuizat imunitar, sigur că va determina o simptomatologie nouă. Dar pe fundul unei revolte, și aș vrea să ne spuneți în două minute, pe fundul unei revolte, putem spune aproape generală, a populației cu privire la toate aceste bâlbe ale autorităților, credeți că aceste adevăruri care vor veni până la urmă să ne confirme faptul că e o problemă reală această nouă afecțiune și că poate va fi imperios să ne vaccinăm dacă vrem să scăpăm cu viață, ar mai mișca în vreun fel populația? Din punctul meu de vedere, bâlbele acestea, așa cum le numiți, ale autorităților, au fost cele care au accentuat neîncrederea populației pentru vaccinul și pentru vaccinare suplimentar. În contextul unei amenințări globale de sănătate publică, sigur că este, într-un fel, firesc să existe și bâlbe. Dar și în contextul unui virus nou. Unui virus nou, unui virus care își făcea mutații atât de des. Acum, legat de bâlbe, sigur că la nivelul țărilor lumii există pregătiri, există strategii, există simulări de intervenție, inclusiv pentru amenințări de sănătate publică. Nu putem spune că autoritățile sunt luate chiar așa, prin surprindere. Dar cu toate astea, într-un fel, este firesc să existe și bâlbe. Ce ar trebui noi să vedem dincolo de aceste bâlbe, realitatea, și să lăsăm acele bâlbe, acele, incoerențe ale autorităților, să le analizăm la nivel individual, având la această dată, cum spuneam, posibilitatea de a verifica diverse site-uri ale altor autorități. Poate nu avem încredere în autoritățile noastre. În cineva trebuie să avem încredere când vorbim de sănătate, că nu putem fi noi a toate cunoscători. Nu ne putem pricepe și la boli, și la vaccinuri, și la fotbal, și la toate. Dar poate să fie explicabilă și atunci cred că înainte de ce urmează, dacă ar urma, autoritățile au de recâștigat această încredere a populației în ceea ce privește aceste măsuri de prevenție. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru prezență. Ne revedem săptămâna viitoare. Mulțumesc. Vă aștept cu mare drag cu alte subiecte interesante, spunem noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, stimați telespectatori. Sunt Aneta Sângiorzan și vă doresc să aveți o duminică excelentă în continuare. Numai bine!